Astăzi vreau să lansez o nouă provocare pentru următorii 4 ani pentru Craiova. Un program intitulat Craiova cu parcări. În prezent cunoaștem cu toții că în Craiova avem peste 100.000 de mașini înregistrate, iar în momentul de față este o adevărată aventură pentru fiecare dintre noi care suntem șoferi să găsim un loc de parcare. Bătălia este pe fiecare metru pătrat de parcare. Practic a ajuns mai dificil să parchezi mașina decât să te descurci în trafic. În momentul de față putem spune că pe următorii 4 ani sunt proiectate doar 618 locuri de parcare și e vorba de parcarea subterană de la teatru, în condițiile în care avem peste 100.000 de mașini. Cred că în momentul de față trebuie să vorbim de o rezolvare inteligentă a acestei situații, și anume de parcările inteligente. În acest moment, o parcare inteligentă presupune că acolo unde avem două locuri de parcare convenționale, putem crea 12 locuri de parcare pe vertical. Acest sistem presupune, pe de o parte, costuri de 3 ori mai mici, și anume un sistem cu 12 locuri de parcare pe verticală are o valoare de 200.000 de euro, în condițiile în care acum avem foarte multe milioane de euro investiți în șantiere cu rezultate incerte, iar acest tip de parcare permite montarea lui într-un termen de 5 zile în zonele aglomerate, în zonele cu circulație intensă, în zonele în care străzile sunt înguste și nu permit parcări convenționale, și de asemenea în parcările dintre blocuri. Un alt avantaj al acestei parcări inteligente presupune că spațiul verde nu este afectat, parcările acestea pe verticală fiind montate în actualele parcări convenționale, iar modul în care funcționează este unul cu poluare zero și din punct de vedere fonic și din punct de vedere al aerului. Practic, mașinile sunt parcate într-un sistem tip bibliotecă cu rafturi mobile care sunt acționate și se rotesc cu ajutorul unui motor flexibil și silențios, iar eficiența este una maximă, în sensul că odată montate aceste parcări, termenul de montare este de 5 zile, permite eliberarea și a carosabilului și a trotuarelor, pentru că, după cum știți, multe din trotuarele Craiovei sunt folosite ca locuri de parcare, fără a fi vina șoferilor, pentru că, raportat la numărul de mașini, locurile de parcare sunt mult mai puține. Iar cu toții știm că seara, când venim de la serviciu acasă, de foarte multe ori parcăm mașina mult mai departe de locuri de reședință. Dacă aveți întrebări. Da. Cum funcționează acestea? Avem, fiecare mașină este așezată pe o rampă mobilă. Această rampă este permite ca, cu ajutorul unui lift acționat de acel motor, mașina să fie urcată și la nivelul la care locul de parcare este liber. Timpul, dacă vreți, timpul de coborâre sau de urcare a unei mașini, dar de regulă ne interesează timpul de coborâre, de la nivelul maxim de sus, este de maxim 2 minute. Un alt avantaj pe care cred că îl simțim cu toți este acela al siguranței autovehiculului, pentru că de multe ori în parcare constatăm că ne este spartă mașina sau că ne este lovită mașina, iar pe timpul iernii constatăm că nu putem să plecăm cu mașina pentru că este înzăpezită. Acest sistem de parcare inteligentă permite și supravegherea video a mașinii, permite și parcarea în siguranță, pentru că odată intrată în această parcare supraetajată, inteligentă, mașinile nu vor mai putea fi lovite, iar din punct de vedere al condițiilor de întreținere, chiar dacă afară a nins, mașina poate fi ușor scoasă din acea parcare supraetajată. Cât costă acest proiect?
Am spus 200.000 de euro, practic două locuri de parcare le transformăm în 12 locuri de parcare, 200.000 de euro, valoarea este de 3 ori mai mică decât a unui loc de parcare clasic, fie suprateran, fie subteran. Și unde le-ați vedea amplasate? Ele pot fi amplasate pe actualele parcări, fie că sunt mai mari, fie că sunt mai mici. Eu am dat câteva exemple, este o necesitate stringentă în piața mare, în piața din centrul Craiovei. Putem să aplasăm aici în centru pe actuala parcare de la Mercur, de lângă societatea de asigurări din spatele Mercurului. Acolo unde avem o parcare publică, pot fi montate între blocuri unde parcările sunt amenajate, dar este nevoie de mult mai multe locuri de parcare. La Spitalul 1, acolo unde există locuri de parcare, dar sunt insuficiente și atunci practic mărim acest număr de locuri de parcare, din 2 facem 12. Sunt zone în oraș care permit, eu spun că acest scop poate fi atins foarte ușor în condițiile în care doar în 5 zile putem monta aceste parcări, iar dacă vreți, din punct de vedere arhitectural, ele se pot încadra în orice arhitectură, pentru că pot fi îmbrăcate, tipul acesta de parcare fiind pe structură ușoară, pot fi îmbrăcate în orice, material care să se încadreze în zona respectivă. Produse parcări cu plată acum, bănesc. Fiind parcări publice, nu vor fi cu plată. Așa cum nu sunt în momentul de față. Dacă vreți să discutăm despre plată, toți craiovenii plătesc parcare în momentul de față. Dacă au mașină, plătesc 40 de lei pe fiecare loc de parcare. Iar banii pe care i-am strâns și strângem an de an, cred că trebuie să se vadă în creșterea numărului de locuri de parcare. Toată lumea întreabă unde sunt banii pe care îi plătim pentru parcări, de ce nu se măresc numărul de locuri de parcare, iar acesta un exemplu. Până acum s-a explicat că nu sunt locuri în care să se extindă acest număr de locuri de parcare. Avem în momentul de față posibilitatea să mărim numărul de locuri de parcare fără a pune în pericol spațiile verzi, fără să distrugem spațiile verzi, locuri de parcare care să fie și sigure, să fie și eficiente și să aibă costuri de 3 ori mai mici.